Să știi să faci un nou ochi sau niște cartofi prăjiți, pentru unii este ceva obișnuit, pentru alții reprezintă ceva foarte complicat din categoria rachete lansate în spațiu. Profesorii de la un liceu din Iași au început să-și învețe elevii cum să se descurce în bucătărie, să gătească, chiar să pună murături. Cu ce rezultate? Ne spune imediat corespondenta noastră din zona Moldovei, Raluca Daria Diaconiuc. La Colegiul Ice Ștefănescu din Iași, elevii învață să pună conserve pentru iarnă, să facă plăcinte, să se descurce în bucătărie. Uite așa, ceea ce învață la școală îi poate ajuta să-și găsească mai ușor un loc de muncă. I-am găsit și la un eveniment unde au participat cu o parte dintre produsele făcute de ei. Am venit astăzi cu produse făcute de noi și împreună cu maestrii. Ce produse aveți? Castraveți, noțet. Toate acestea le faceți voi, toate conservele? Da, le facem noi împreună cu doamnele maestre. De când ați învățat? Din clasa 9 ne pune la făcut. E bine așa, de mici, ne instruiește și e frumos. Deci voi le faceți, voi le vindeți acum? Da, noi le facem, noi le vindem și sperăm să se vândă tot. De fapt, suntem siguri că o să se vândă tot. Nu numai fetele se implică, ci și băieții. Și am venit să așez și eu că mi se pare cel mai bun și pentru turism și alimentație, îmi place meseria și cel mai dotat și eu care l-am văzut până acum. Și ce ai învățat până acum să faci? Am învățat tai carne, să curăț gogoșari și apă, am învățat să tai mai bine. Și conserve să pui, nu? Da, da. E greu? Nu e greu, nu. Dacă o să te înveți, o să fie foarte ușor. Dar de vândut e greu? E vândut mai ușor. Zic eu, adică de făcut. Ce înseamnă pentru tine un astfel de profil? Unde te vezi pe viitor? Ar vrea să mă duc în străinătate, la un restaurant mai renumit, să lucrez acolo, în viitor. Pe lângă tot felul de conserve, cei de la Colegiul Tehnic Ice Ștefănescu din Iași fac prăjituri, plăcinte, tot felul de bunătăți. Și toate se cumpără.